orașul preferat din Italia? Roma. Milano. Milano. Fotbalistul preferat din Serie A? Radu. Quagliarella. Ronaldo. Ce ai învățat să gătești în Italia? Paste. Cereale cu lapte. Asta voiam să zic și eu. Sandwich-uri. Mamă, să gătești, mă? Ce comanzi la restaurant? Taiere, sau cum se zice? Tagliatelle. Tagliatelle. Cât timp de gândire am? Cât dorești. Cât doresc, nu? Răspund eu, nu? Poți să răspund și dacă nu numește? Da, răspunde pentru tartar de crevete roșu. Ți-a ridicat? Pasta ragu. Ce ai învățat prima oară în italiană? Păi avem voie să zicem? Dacă e de... Buongiorno. Tutto bene? Înjurături. Ziua pe care? Păi nu pot să zic. Păi asta, știu că păi suntem în Italia. Retonează o melodie în italiană. Ma. Sare muri. Nu, 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 stai. Puteți o prezentați într-o. Aia, cu la chitară în mână. Lasciatemi cantare. Ah, ok. Con la chitară în mână. Gata. Mi-a întrebuia puțin. Dacă o ai, să încep tu, că eu nu am. Felicita. Bicchiere di vino con un panino, la felicita. Erai cu mine pe rid? Aude în microfon. Mă scuzi. Și eu tot asta vreau să zic, nu știu altă. Bă, sună, bă, una. Cum? Felicita! Nu, hai când totuși. Păi nu, gata. Și te susținem la noi. La bicchiere di vino con un panino și atât. Cum e? Felicita și după? Bicchiere di vino con un panino, la felicita. Ok, hai. Hai. Da. Felicita! Bicchiere di vino con un panino. Nu, mă sunt ca la sărbare, mă. Da, da, gata. Ok. Alegeri, Nașu sau Rocky? Cum? Nașu sau Rocky? Nașu. Adică The Godfather sau Rocky Balboa? Sau Rocky Balboa. Rocky, ca așa îl cheamă pe câine ăla. Godfather. Godfather. Totti sau Del Piero? Bă, asta îți spun prea mie, nu? Totti. Totti. Del Piero. Mutu la Fiorentina, Chivu la Inter sau Lobonț la Roma? Chivu. Mutu. Mutu. Lobonț, bă, tu. Păi de ce? Păi portărel. Așa. Pizza sau pastă? Pizza. După meciuri? Și pizza și pastă. Pizza. Păi nu știu, depinde de meci. El e cu dieta, e nutriționist în timpul liber. Când ați vizitat pentru prima dată Italia? În ce an sau? Prima dată când ai vizitat? 2014. Cred că acum 5-6 am făcut un turneu cu AC Milan când jucam la Liberty Salonta. Eu în 2004, în primul an, când am început să joc fotbal, am fost la Veneția, în turneu. Destrime colegi de echipă. Drago. Pușchi. Bă. Care este cel mai spectaculos lucru pe care l-ai văzut în Italia? N-am văzut încă. Spectaculos în ce sens? Ca oraș, ca... Păi pe mine m-a șocat ăla de stătea în aer, în piața Duomo. Știi? Magicienii aia de stau în aer. Ăla a fost. Pe mine m-a impresionat Veneția, sincer. Da, pe mine Roma. Corect. Ferrari sau Lamborghini? Lamborghini. G-Class. Ferrari. Ce mai rău suporte din Italia? Serie A? Nu, că nu știu de Serie A. Ce mai rău în ce sens? Rău. Ferrari. Ferrari. Asco. Palermo. Genoa. Nu, chiar sunt
Dar ai genul rei. Ai venit la meciul să vezi? Ce urăști da? Cel mai mult în Italia? George. Ce urăsc? Păi nu, că după o să ajung în Italia și parcă văd că... Urăsc că mănânc prea bine și câteodată mănânc prea mult. Eu urăsc când dă George gol contra noi. Contra noi? Și sau Armani? Good. Niciuna. Stai mă, poți să spui și niciuna. Da? Niciuna, atunci nici puțin Gucci, dar... Ușor. Puțin tel. Nu, nu-s decis întrebarea asta. Nu știu. Ce Amiri? Păi tu ai zis G-clasă. La ce sport în afară de fotbal vă uitați în Italia? Volei. La tenis de câmp. Basket? Dar nu înțeleg nimic, doar mă uit. Înghețata preferată. Magnum alb. Fac reclamă? Nu e bine, nu? Înghețata preferată, spuneți. Chiar dacă nu-mi place stracciatella Oreo. Vanilla. Nu-mi place, dacă nu-mi place. Nu-mi place înghețata, practic, dar o mănânc doar aia. Pizza preferată, cu ce să fie? Prosciutto crud. S-ai băblat. S-ai băblat? Prosciutto cotto. Cu dublu mozzarella. Rezau la burrata. Ce înseamnă pentru tine la Dolce Vita? Viață bună. Poți să dezvolți de eu. La Dolce Vita. Viața e dulce. Sau poate fi și amară. Nu știu, mă gândesc. Că viața e bună. Life is good, nu? Inc. Vinul din Italia sau cel din România? Vinul din Italia. Italia. Eu nu sunt pasionat, nu prea mă pricep. Care este cel mai seducător cuvânt din italian? Da, să-l spuneți ca italian, fiecare. Ma che cazzo fai? E seducător ăsta? Nu știam că e așa seducător. Seducător când îi spui uneia, unei fete sau da, unui băiat. Da, care e cel mai seducător? Tesoro. Dar spune-o ca italian. Cucciola. Che fai, cucciola? Băi, ești doar amore mio. Yeah. Cucciola. Ce tesoro. Niște cuvinte. Tesoro. Simple, din italiană. Niște tesoro? Fiecare foaie trebuie să treacă de la voi, în ordine. Le citiți, da, așa cum le pronunță italienii. Așa? Da, și tare și cu intonație, știi cum le pronunță italienii. Amore mio. Da? Cum am zis eu, nu? Dar aici cum se dice? Cine a scris asta în spaniol? Eu am scris. Cum? Cum o să zici? Cum o să zici? Se dice. Dar să le zici tare să se audă, da? Crescență. Auzi? A vrut să te încurci. Deci, eu ce? Câte un cuvânt fiecare? Nu, le citești pe toate. Deci, după dai foaia mai departe, le citești și... Deci avem așa, tortellini. Dar nu înțeleg ăsta, e cuvânt? Luciola. E cuvânt Luciola? Licurici. Sună bine, zi. Da, mă, licurici. A, da, nu știu. Parmigiano. Gianni Versace. Panna cotta. Dopodomani. Crescendo. Bagno di Romagna. In bocca al lupo. E come si dice? Prego. In Como. Lago di Como. Tortellini. Lucciola. Parmigiano. Gianni Versace. Panna cotta. Dopodomani. Crescendo. Bagno di Romagna. In bocca al lupo, come si dice? Tu ci hai recitato poesie, no? Tortellini, Lucciola,
Parmigiano, Gianni Versace, Panna Cotta, Dopodomani, Crescendo, Bagno di Romagna. Romagna. Bagno di Romagna, In bocca al lupo, come si dice? L'avevamo lasciato, prosciutto, grazie mille, bruschetta, gnocchi, amore mio. Amore mio. Espresso, margherita, no? Bolognese, lasciare, chiacchierare. Prosciutto, grazie mille, bruschetta, gnocchi, amore mio, espresso, margherita, bolognese, lasciare, chiacchierare. 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 Oh, ce frumoasă imagine avem. Poate să are una. Prosciutto, grazie mille, bruschetta. Buongiorno. Gnocchi. Gnocchi. Nu, no, mai știu, tanti. Amore mio, espresso, margherita, bolognese, lasciare. Bravo. Chiacchierare. 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 Ghiaccio, buongiorno, mangiato, ravioli, mamma mia, 5 tere, scherzo, allora, asciugamano, parrucchiere. Se sgrille molto tine, no? Dei, ti ascolta. Ghiaccio, buongiorno, mangiato, ravioli, mamma mia, 5 tere, scherzo, allora, asciugamano, parrucchiere. Voglio. Bine? Ti apre con Cristiano? Dove vediamo? Ghiaccio, buongiorno, mangiato, ravioli, mamma mia. Aspettate. 5? 5 tere. Bravo. Scherzo, allora, asciugamano. Asciugamano. Parrucchiere. Așa, și mai avem o singură chestie. Trei în același timp. Trebuie să faceți niște gesturi pentru care sunt cunoscuți italienii. Ce gesturi folosesc italienii când le place ceva? Fac eu primul, că după aia mi le furei. Hai, când... Gen când vorbești, așa, nu? Poți să zic când le place ceva? Când le place... Păi stai aici, vine pe rând. A, simt, merge. Sau le faceți în același timp? Faceți-le în același timp, vă sincronizați? Păi nu, facem unul pe rând. Hai, fă. Fac eu? Hai. Păi asta e unicul. Hai, zi. Poți să fac eu? Mia. Aia. Aia. Bla, bla, bla. Car? Bla, bla, bla. Adică car. Păi n-am înțeles. Bla, 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 bla. Nu știu dacă fac așa. Nu fac. Nu așa prea... Așa ce să... Mai fac așa, știi când... Asta e căcat să zici. Nu. Nu e mai mult. Nu știu asta, bună. Chiar abar n-am. Ești nebun. Bravo. Hai tu strigă așa. Nu, no, cu zi. Fori. Mi-e foame. Aici? M-am săturat. Nu prea. M-am săturat în ce sens? De viață? Basta. Ah. Nu prea au să zic asta. Fii atent. Dar poți să te improvizezi, nu trebuie să... Dar improvizez. Să improvizez, dar... Ok, bă. Pe ce viață? Concentration. Liniștește-te. Calma. Per favore. Nu-mi pasă. Și care este gestul vostru preferat? Îl faceți în același timp, la final. Asta a devenit emblema echipei naționale. Asta l-a făcut Boboc într-un video, voi să arate ok și nu știa ce să arate. Și a făcut. Hai toți în același timp, cadrul de final. Asta. Da. 1, 2,
Nu, o, deci nu? Stai așa, începem când așa, toți la, așa. Nu, când zice la și ridicăm toți mâna. Da, ridicăm toți mâna și după aia facem așa, știi? 1, 2, 3 și... mai am eu o întrebare. Primele cuvinte pe care... Presupunem că luați trofeul. La reunirea echipei. Primele cuvinte pe care le spuneți. La reunirea echipei. Pe italiană? Le spuneți italienii. Vela ve vodeto. Vela ve vodeto. Eu le-am spus. Păi nu știu ce să-i spun. Si, mă. Le zici si. Si. Nu, dacă mă duc cu pare sunt pe cola cu vela do vela do a voi per per farvi compania la notte. Zitti. No. De ce, mă? A doua zi spart bagajele. Zitti. E bine, la colegi. Gata, mulțumim. Plăcere. Sper că nu v-ați plictisit. Nu, nu, mulțumim și noi. Abonează-te la FRF TV pentru a urmări mai multe videoclipuri exclusive din cantonamentul național de tineret.